În felul acesta, dacă ar fi după dreptate, noi niciunul n-am putea sta înaintea Sfântului Cuvânt, dar mila e judecata Aleluia. și ne dă har. Când tu ești complet liber față de vrăjmașul tău, tu ai somn bun, dulce. Când ai iertat tot, Dumnezeu te-a iertat de tot. Când tu ți mânie pe cineva, toată casa ta e afectată. Dumnezeu a iertat o lume. Eu trebuie să iert unul, doi, trei cu care am ceva. Cu adevărat, Sfânt este numele Domnului. Frați prea iubiți și surori, prea iubite în Domnul, prin harul lui Dumnezeu, cu bunăvoință, ne-am prezentat fiecare din noi înaintea Sfântului Cuvânt. Dar ce este cuvântul acesta? Sau, cine este cuvântul acesta? Scumpii mei, în Apocalipsa ne spune că numele Domnului Isus era cuvântul lui Dumnezeu. Și în Sfânta Evanghelia lui Ioan începe la fel. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Deci adesea ori noi nu ne dăm seama când punem mâna pe cartea aceasta sfântă, când definitiv noi ne apropiem de Isus Am văzut un om mare a României, care atunci când a luat Biblia în mână, a îngenunchiat și a sărutat-o. După el am mai văzut și păstori alții, care sărutau scripturile când începea să vorbească din ele cu adevărat, e un lucru tare mare că Dumnezeu ne-a învrednicit pe noi în zilele astea din urmă să avem Sfântul Cuvânt la îndemână. Ăsta e un lucru enorm de mare. El poate fi denumit în multe forme, cu multe titluri. Dar adevărul este acesta. Cuvântul este Dumnezeu. Amen. Și în altă ordine de idei, Biblia aceasta întreagă e o scrisoare de la Dumnezeu prin sfinți proroci din vechime și salmiști. Pentru noi, pentru fiecare. Așa că, pe paginile acestei scripturi sfinte, ne găsim dacă facem om bine, îl găsim. Dacă am făcut ceva ce nu-i bine, găsim. Dacă avem o inimă veselă, găsim. Dacă avem o inimă încărcată și tristă, găsim. Dacă suntem însetați după Sfântul Cuvânt, găsim. Și dacă cineva chiar ignoră Cuvântul, și aceea găsim. Adică pentru orice ce se întâmplă în viața noastră umană, avem cuvinte scrise în minunata scrisoare a lui Dumnezeu, Biblia, așa încât să ne trezească și să ne îndrepte să ne mostre și să ne învețe glorie lui. Este o minunăție Stă în fața noastră această sfântă Evanghelie citită de preubitul nostru frate Andrei. Și așa de adâncă încât mintea mea nu poate pătrunde cu adevărat în fiecare aspect al gândirii Domnului Isus în acest discurs ținut între El și Apostolul Petru și ceilalți sigur erau prezenți. Fiindcă mintea mea e minte de om și limitată, dar mintea Domnului Isus el era Dumnezeu și mintea lui, altfel lucra și altfel gândea, dar s-a apropiat de noi pe măsura vieții noastre. Ne-a vorbit cu întâmplările pe care noi le întâlnim în fiecare spațiu a vieții noastre. Și de seara aceasta, de data aceasta, avem o pildă, pilda robului nemilostiv. Ce însemnează nemilostiv? Dacă nu, nemilos. Și atunci avem tot în această Sfântă Scriptură mila, piruie judecata, adică judecata este dreaptă, dar mila o biruie. Chiar dacă noi nu merităm mila, nu ține numai la dreptate, și ne dă har și ne iartă. În felul acesta, dacă ar fi după dreptate, noi niciunul n-am putea sta înaintea Sfântului Cuvânt, dar mila biruie judecata Aleluia. și ne dă har, glorie lui. Iată, dar, aspectul acestei pilde. Atunci, când era atunci, după ce Domnul Iisus Hristos a vorbit de iertarea greșelilor, după ce a început să le spună cuvinte foarte însemnate, ca versetul 18, Adevărat vă spun că oricine, orice veți uh, lega pe pământ, va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. Cum e asta? Dacă cineva, de exemplu, Doamne feri, a trecut printr-o cădere, printr-un păcat și frață cu mila să apropie îl sfătuiesc, îl ajută, îl îndreaptă, îi primesc mărturisirea, să roagă cu el de împreună. Varsă lacrimi pentru el și cere de la Dumnezeu iertarea, omul acela e salvat din păcatul lui. Nu unul, ci mulți au trecut prin etapa aceasta. Numai ceea ce știu eu și ceea ce eu însăm am căutat, i-am ridicat din păcat pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și Domnul Iisus Hristos a fost de acord. Mărit să fie Domnul. Dar am trecut și prin starea cealaltă, când sfătuind, îndemnând, plângând cu ei, n-au reușit să se îndrepte. Și atunci i-am trecut pe un tabel și le-am spus, în termen de o lună veniți să vă apărați pricina, dacă nu, nu mai sunteți membri a Bisericii lui Hristos. Și până azi nu s-au mai ridicat. Ne aduc aminte dată era într-o biserică, o clică de 16 persoane, făcea rele și făcea lucruri care trebuiau pedepsite. Și eram și eu prezent. Nu conducem eu atunci nici o biserică, dar frații pe mine m-au implicat de tânăr în multe probleme. Și m-au întrebat și pe mine, no, ce facem cu asta, no, ce facem? Erau mai mulți așa. Și un frate a scris 16 persoane ca să fie lepădate, să fie scos afară din adunare. Și a trecut duminica asta cu sfatul și stabilind 16 ca să fie dați afară. Și a venit duminica cealaltă. În duminica cealaltă, cineva, s-a dus și a adus, avea mașină, erau rare mașinile atunci în România, a dus pe sora Rozale de la Borhanci și în timpul rugăciunilor strigă Duhul Sfânt. Bărbaților, lor, cât despre cei 16 scriși pe lista de lepădare, lăsați-i așa, că va veni un vânt și toți vor pleca în altă parte. Și ne-am op oprit frața, adică am fost prezent și eu, nu? S-a oprit frață care trebuie să-i citească și să-i dea afară, nu am mai făcut asta, dar să o ivit într-o comună vecină. Ceva în domeniul spiritual care i-o atras. Toți 16 cu familii, cu tot, s-au hotărât și în două luni de zile toți o plecat din adunare. Vedeți ce înseamnă a lega și a dezlega? Mulți spun, mie nu-mi pasă, ce, dar ce zice pastorul, ce zice comitetul, mie nu-mi pasă. Nu-ți pasă că nu ai minte, că nu cunoști Scripturile, că n-ai nicio legătură cu Hristos. De aceea nu-ți pasă. Dar dacă ai o legătură cu Hristos, atunci te umple groaza și teama. Fiindcă cei puși în slujbă în biserică au putere să lege și au putere să dezlege. Nu ca o autoritate pământească, ci cuvântul lor, dacă ei sunt plini de Duhul Sfânt, cuvântul lor sună în cer. Glorie Domnului Isus. Și așa se întâmplă. Acum aici Petru întreba, atunci Petru s-a apropiat de El, de Isus. Și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea, până la șapte ori? De ce a zis până la șapte ori? De unde știa el de șapte ori? Fiindcă în lege era scris asta. Și în genesa arată scara pe care a intrat păcatul în lume. Întâi, un păcat grozav de nemulțumire și superioritate. Cei nemulțumiți cârtesc și în pustie, Dumnezeu a nimicit întâi pe cei ce au cârtit. Gândiți-vă bine cât de minor să pare păcatul cârtirii. Dar gândiți-vă bine ce efect are păcatul cârtirii. Toți câți au cârtit în pustie, Dumnezeu i-a nimicit în pustie. Niciunul din ei n-a mai văzut cananul spre care a pornit. Vă dați seama? Crezi că e un lucru ușor, a, aia putare, ăla așa, ăla cârtești, judești, nemulțumit. Dar cârtirea stă la baza multor lucruri. Cain nu deodată a sărit să o moare pe Abel. Întâi a cârtit. Cum? Jerfa mea să nu fie primită și a lui să fie primită? Și apoi un alt gând. Eu trebuie să stăpânesc acum, dacă pe el îl primește, atunci va stăpâni el peste mine. Și atunci alt gând. Cum să mă scap de el? Îl omor. Și așa a intrat păcatul în lume. Întâi nemulțumirea, cârtirea, superioritatea, așa, îngânfarea, cum s-ar zice, și la urmă, crima. Că păcatul aduce moartea. În Galateni, Apostolul Pavel arată starea Noului Ierusalim și ce se întâmplă după aceea și pune o întrebare, capitolul 4. Unde ți este bolul mortei? Bold însemnează un cui cu cap mai mare. Bați până de bold un lemn și nu mai ai unde îl duce. Așa că păcatul îi cuiu ăla cu bold care intră în om și nu iese decât dacă îl picură sângele Lui Hristos, apoi îl dezolvă. Glorie Domnului Iisus! Unde ți-aste boldul moartei? Căci boldul îi păcatul. Vedeți? Și toate păcatele cer moarte. Acum, el îi pedepsit de Dumnezeu. După ce e interogat de Isus, de Iahve, de Jehova, după ce e interogat de El, în cele din urmă vine întreaga Dumnezeire și de dă judecata. Fugar să fii! O oh, pe deapsa asta e pregre pentru mine, oricine mă va întâlni, mă va omorâ. Mila s arată și aici și biruie judecata pe dată. Nu, am hotărât un săm pentru tine, cine te va vedea, cu cine vei avea tu o tangență să nu te omoare. Dar dacă te va omori și se duce până în al patrulea neam de om, la meh, îl întâlnește și îl omoară. Știi ce a zis la meh atunci? Ada și Țila, ascultați glasul meu, nevestele lui Lameh, ascultați, am omorât un om pentru vânătăile mele. Adică el ducea o viață grea între două femei nemulțumite și alea mereu, mereu și nu știa cum să le mai împace și acum vinea sara și nu avea cu ce veni la ele. Dreptul era de altfel pentru Cain, în pricina după cum spune evreii. Dar el, ca să nu plece cu mâinile goale, îl omoară pe Cain. Știi ce zicem? Cain va fi răzbunat de cât? De șapte ori. Și la me? De șapte zeci de ori șapte. Ai văzut? asta e scara pe care a intrat păcatul în lume. Atunci, leja a doborât șaptele de care vorbește Petru aici. Dacă păcătuiește cineva împotriva mea, de câte ori să el? De șapte ori? Și Domnul Iisus Hristos combate păcatul până la ultimul. Eu nu spun de șapte, ci de șapte zeci de ori șapte. Ceea ce noi am putea simplu, spune 100, 490. Dar ori ăla s-ar putea multiplica la puterea lui șapte și atunci vine mult mai mult ce nu putem noi păcătuim potriva cuiva atâta. Dar oricât ar păcătui cineva, noi avem o datorie să iertăm. Ești gata să ierți. Poate că tu ai o rudă de aproape cu care ai avut cumva ceva câlci, te-o neîndreptățit sau te-o vorbit sau ce știu eu ce. Ești tu gata să ierți că Isus te obligă prin cuvântul sfânt să ierți dacă într-o zi S-ar greși de 490 de ori, tot trebuie să ierți. Lucru cu neputință, chiar la 430, fiindcă lingvisticii au cercetat și spun că un copil la 3 ani jumate, 4 ani, pune cele mai multe întrebări și care carei vorbăreți ar putea să te întrebe de 450 de ori. Dar de 490 de ori nu au găsit. Și Isus spune că dacă chiar de 490 de ori îți va zice: Ție cuvinte grele, te va neîndreptezi, va face alte și alte lucruri, poate te-au furat, te minte vorbește de rău. Îți spune nume de animale, porc, vită, bou, ce știu Și toate adunate la un loc, dacă ar ajunge la 490 de ori, sara, ca să dorm liniștit, trebuie să ai niște ochi sfinți, o inimă sfântă, un duc bun și liniștit, să te uiți cu drag și să te rogi pentru iertarea lui și tu însă, să ierți tot. Nu un pic. În expunerea rugăciunii tatăl nostru la urmă. Domnul Iisus Hristos, spunea și ne învăța. Și ne iartă nouă greșelele noastre, precum. Sau în altă ordine de idei, în procent. Precum. Precum poate fi total, poate fi pe jumătate, poate fi numai 10%, precum. Iertăm și noi. Și unde se încadrează acest precum? acest precum se încadrează în inima ta. Când tu ești complet liber față de vrăjmașul tău, tu ai somn bun, dulce, ai viață liberă. Inima ta poate cânta întruna, dar dacă tu mai ai ceva acolo și inima ta încă nu poate ierta tot, în măsura aceea tu ești lezat în măsura aceea, tu nu poți dormi. În măsura aceea, tu vei fi pândit de tot felul de visuri înspăimântătoare. În măsura aceea, cât tu ierzi, dacă nu poți tot, te tot urmărezi. Dar când ai iertat tot, Dumnezeu te-a iertat de tot. Fie proslăvit Domnul! Deci e un lucru tare interesant textul de astăzi. Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori. Șapte. De aceea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteală și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Sunt și aceștia cunoscuți cam cât ar fi, dar nu mă ocup de asta. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce are ca să se plătească datoria. Doamne, ce adânc e și cuvântul ăsta. Când tu ți mânie pe cineva, toată casa ta e afectată, nevastă ta e afectată, copiii tăi sunt afectați. N-ai văzut cazuri și prin adunare și așa. Dacă unul vrăjmășie cu altul, copii mici să ferește de la de unde, Doamne? ai văzut asta, nu? Copii mici se ferește de dușmanul lui tata, de dușmanul lui mama. Ai văzut numai până unde mere. Nu că tu trăiești într-o băcșire a unei uri. Că nu se gestul număție. Tu dormi într-un pat cu nevasta, tu dormi într-o casă cu copii, tu mânci la aceeași masă. Vorba ta, vrând nevrând, pictează câteodată pe cel cu care tu nu te împaci. Și pictându-l, așa sau așa, copiii tăi bagă la cap nevasta ta lângă tine, bagă și el la cap. Și întuneci mintea familiei tale cu neiertarea ta. Și ajungi pradă neliniștii, ajungi pradă gândurilor necurate, te frământă și vin prin mintea ta puhoi de lucruri pe care nu le poți stăpâni și în timpul rugăciunii te chinuie, pentru că ai ură pe bărbat, ai ură pe nevastă, ai ură pe părinți, ai ură pe socri, ai ură pe frați, pe surori de trup, sau ai ură pe cineva în biserică, toate acestea să așa de grave. Doamne Iisusă, trezește-ne cu ocazia acestei pilde. Ca să plătești o neiertare, toată casa o târâi după tine. Vezi? E mare lucru ăsta. Și apoi, robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-și milă, de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria, cât o fost de mare. Dar, da, stăpânul ăsta a avut milă. Judecata era făcută. Trebuie vânduți toți băgați toți la închisoare, ce știu eu ce să facă, cum să plătească atâta. Dar mila a judecata, glorie Domnului Isus. Acum vine invers, robul trebuia să fie milos, văzând câtă milă arăta stăpânul față de el, să ierte și el puținul cei i datora tovarșului. El avea datoria de 10.000 de galbeni și ăsta avea datoria de 100 de lei. Nimica toată. Dar răutatea să descopere și la cei iertați. Noi toți suntem cei și am fost datori. Și stăpânul, văzându-ne în genunchi și rugându-ne, ne-a iertat. Dar răutatea, vezi, să descopere acum și la ăștia. Și pentru nimic începe scandal, și pentru nimic începe luptă cu aproapele, și pentru nimic îi dorește rău. Sau am văzut unii că chiar blestema? Pocăiți și blestema? Vedeți? Dumnezeu și-a făcut nilă de mine. Apoi și eu trebuie să-mi fac nilă de altul. Ca să s cu el. Dumnezeu a iertat o lume. Eu trebuie să iert unul, doi, trei cu care am ceva ca să amin cu el. Măriți să fie Domnul. Deci, nu uitați, a avea pe cineva necaz, tu te duci la iad de bunăvoie. N-ai voie să ai necaz pe nimeni. Trebuie să fii calm, blând, Bun. Poți să zici o vorbă bună, ziua. Nu poți să zici, mușcă limba, taci. Că mai bine faci. Măriți să fie Domnul. În felul acesta. Dar el n-a vrut să. N-a vrut ce s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria ai de Când au văzut ovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, auzi, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face Tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă cum, cum, fraților? Din toată inima. Nu să zici cum zic unii, îl iert, dar nu luit, Nu așa. Să ierzi din toată inima. Mila biruie judecata. De aceea ți s-a arătat, omule, ce bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești dreptatea, mila și judecata. Deci dreptatea vine întâi, e trebuie să o faci, dar apoi să-ți aduci aminte că mila biruie judecata și alege-o mila pentru fratele tău, pentru soția ta, pentru bărbatul tău, pentru copiii tăi, pentru prietenii tăi care ți-au greșit, pentru vecini, pentru cei de la locul de muncă. Fii milos! Până la câte ori, Iisuse, să pot eu ierta, Spune mi eu, o Doamne Sfinte, când te o întrebam, că pân la șapte ori se cade, pe fratele mi de a greșit, spunem Doamne, cât să-l iert eu pe cel ce m-a eu îți spun ție nu șapte, iar a răspuns Iisus duios, ci de șapte zeci ori șapte, să-l pe orice păcătos. Dacă vrei și tu, ca tatăl, să-ți ierte tot ce ai greșit, Iartă dar scumpe amice pe cel ce te-a neîndreptățit. Tu ești Domnul, dăm putere. Doamne, Dumnezeul meu, ca în viac să pot să iert eu pe aproapele meu. Glorie Domnului! Eu îmi închid scurta mea expunere aici, să aibă loc fratele să -i -i... și Dumnezeu să adauge ce mai trebuie adăugat amin, amin. la ceea ce eu n-am mai continuat, măcar în inimi, să fie un șuvoi care să descopere ce mai trebuie înlăturat ca să fim curați, să avem inimă curată, că numai cei cu inimă curată vor vedea pe Dumnezeu. Amin.